gross, thin the cloth of innocence against the chill of hate. Cred că la citit e important până la plăcerea cititului în sine, adică îmi duc aminte toate cuvintele astea mari, cum cărțile te fac mai deștept sau mai bun, la mine nu s-au verificat și nici la cei din jurul meu, adică știu oameni care sunt foarte cultivați și sunt niște jigodii sau oameni care pentru că au citit 3 cărți par mai deștepți, dar de fapt asta e o altă formă de tâmpenie. Cărțile ajută la cunoaștere, ceea ce până la un punct e adevărat, problema apare, sau asta simt eu acum la lucrurile care mă interesează pe mine, că întotdeauna atunci când găsești o teorie, o idee, o teorie, să zic, despre orice, într-o carte găsești alte 20 de cărți care la fel de argumentat îți demontează teoria. Eu am citit din copilărie, așa, când și când. Citeam când eram la București, am copilărie la țară și vacanțele le făceam tot acolo, deci când era mișto nu citeam. Dar în timpul școlii mai citeam, ca toată lumea, cam ce găseai atunci, Cireșari, Jules Verne, Huckleberry Finn, lucrurile astea. După aia, prin liceu, am citit SF, iarăși ca toată lumea. Îmi iubesc meseria de regizor și sunt foarte interesat acum de tot felul de aspecte ale profesiei și pe lângă ceea ce faci tu propriu zis, normal, e nevoie totdeauna să te raportezi și să înveți de la alții și asta o faci văzând filme și citind despre film. Adică există cărți de teorie de film care mare parte din ele sunt niște tâmpenii, adică sunt niște lucruri foarte seci care nu au niciun fel de aplicabilitate practică, în cel mai bun caz te poți învăța să fii un bun spectator. Dar chiar și asta, până la urmă, s-a dovedit important. Singurul argument pe care îl pot găsi, adică de ce ar trebui cineva să citească, nu ar trebui să citească nimeni nimic. Din fericire, nu e cazul. Dar e o plăcere, plăcerea asta a cunoașterii prin cărți, dar nu numai prin cărți, prin orice altă interfață dintre tine și lume și realitate.